Bărbatul de 41 de ani a plecat aseară de la serviciu și se îndrepta către cartierul Poștă. Din comoditate, nu a mai urcat pasarela și a ales să traverseze calea ferată pentru a ajunge mai repede acasă. În momentul în care a pășit în dreptul liniilor de cale ferată, s-au schimbat macazurile, iar piciorul bărbatului a fost prins între șine. Din păcate, în scurt timp, un tren a venit dinspre București. Deși bărbatul a încercat disperat să tragă de piciorul captiv, nu a reușit. Omul a avut un sfârșit îngrozitor, a văzut cum se apropia trenul, a țipat după ajutor, dar mecanicul, deși l-a văzut, nu a mai reușit să oprească garnitura. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat că la intrarea în stația CFR Buzău, un tren interregio ce venea dinspre București a surprins și accidentat un buzoian în vârstă de 41 de ani, care se pare că traversa calea ferată prin loc nepermis. Accidentul s-a soldat din nefericire cu decesul bărbatului în vârstă de 41 de ani. Cadavrul acestuia a fost transportat la morga Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate în acest caz de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi în vederea clarificării împrejurărilor în care s-a produs acest accident. Bărbatul nu avea familie și locuia împreună cu mama sa în cartierul Poștă.